Hei, ia uite, Tony! Ai un vizitator! Unde ești, Tony? Ai văzut noul nostru prieten? Te urci aici pe mâna mea? Hei, uite, Tony! Aaa, intrat în casă, Tony! A intrat în casă! Hai să-l poftim afară! Îl poftim afară! Ne îndreptăm astăzi spre Târgoviște, orașul natal al soției mele, Alina. Probleme mari și pe aici, așa cum parcările. Uite cum arăta curtea domnească inițial. Cu turnul, cu acoperiș, cu poarta, gardul de împrejmuire. Și din panoplia asta lipsește Mircea cel Bătrân, care este de fapt întemeietorul Curții Domnești de la Târgoviște în 1396, după bătălia de la Robine, când s-a retras de la Robine, el a pierdut acolo, n-a fost chiar cum a spus Eminescu, a pierdut bătălia. Dar în retragerea lui l-a capturat pe Baiazid. Și au făcut o înțelegere, viața ta contra libertatea mea, știi? Și acolo pe cine avem o statuie? Acolo e Mircea cel Bătrân. Și asta, prefectura, nu? Prefectura, da. Prefectura, mamă. Cum e, draga mea, că ai revenit în orașul tău natal? Îmi place, dar nu mai vreau. E bine, dacă vreți să găsiți o parcare ceva mai liberă, în spatele prefecturii, s-ar putea să găsiți acolo ceva mai liber. E dezastru și pe aici, așa, cu parcările. Deci, ca să ne înțelegem, aici, în Târgoviște, avem un ghid. Tot aia. Da? Al familiei Popa. Și încearcă să ne explice cam cum arăta înainte curtea domnească și turnul ei de prin secolul 15-16, cam pe acolo. Cam la sfârșitul secolului 16, secolul 17, vremea lui Constantin Brâncoveanu e ce se vede aici. Pentru că sunt foarte multe elemente, uite, e atacul Bisericii Domnești, care a fost adăugat de Constantin Brâncoveanu. Partea asta de casă, a casei domnești, care este tot adăugată de Constantin Brâncoveanu. A fost începută de Petru Cercel, abandonată, după care terminată de Constantin Brâncoveanu. Zici că e o reprezentație care unele elemente le-au adăugat ei și nu... Da, și nici relieful nu corespunde aici, pentru că turnul Chindiei era pe o mobilă construit. Unde este Biserica Mică Domnească, acolo, deci turnul Chindiei a fost făcut peste parapetul Bisericii Domnești, numai pentru că acolo era un cel mai înalt loc al Curții Domnești, era o mobilă. Aici este terenul pare plat. Eu zic, tătaie, să ne mai păstrez câteva informații și când ajungem acolo. O să vii arăt pe ghiu acolo. Pe mine mă doare capul. Micul ghid către parcul Mitropolie. Hai! Ce domnule, Tony? Iar dacă vă cheamă natura, să știți că nu e nevoie să alergați până la un restaurant ca să găsiți o toaletă. Exact lângă parcul Picilor găsiți o toaletă modernă, publică, complet gratuită. Ceea ce lipsește în majoritatea orașelor. Aici a fost Sfânta Masa Paraclisului Metropoliei. Recunoașteți personajul? Uite un alt detaliu care îmi place foarte tare aici. Faptul că găsești detalii despre arbori. Da? Și copiii pot învăța mult mai ușor astfel arborii. Pe timpul verii este mereu răcoare aici, datorită arbuștilor.
pentru cine nu știa, aici s-a filmat și filmul despre oameni și melci. Și tot aici găsim statuile lui Tudor Vladimirescu și a maicii Smaranda Gheorghiu, supranumită educatoarea poporului. Ține-l bine, da? Așa. Copacul! Unde e copacul? Copacul! Zine ce erau astea. Pilile unei mănăstiri foarte, foarte, foarte vechi. Și asta e tot ce a rămas? Da. Bine, asta e ce s-a construit peste ce a rămas. Secolul trecut, în secolul 19, chiar inclusiv secolul 20, s-a folosit materialele de construcție de aici pentru case private. Scoteau cărămidă de aici pentru case private și de asta s-au rămas atât de puțin. Și a fost nevoie să se construiască peste pentru a se proteja. E un fel de tampon care să le protejeze de ger, de... Tu știi ceva? Eu știu că pe aici Moloi tu l-a alergat de el, că stăteați aici. Așa? Haide după mamă. Deși nu o vedem în starea sa originală, fiind refăcută în totalitate, ceea ce face locul ăsta misterios și interesant sunt lucrurile care s-au întâmplat în trecut, ce au schimbat întreaga istoria României. Și o să vedeți de ce. Spre exemplu, asta e singura dovadă care ne arată că aici a fost masacrat Tudor Vladimirescu și ai lui de către eteriști. Această cruce a fost construită în memoria lui și a celor care au căzut odată cu el. Ideea este că multe lucruri s-au întâmplat aici care au schimbat istoria României. Sunt foarte multe alei care vă puteți plimba și se ajunge cu foarte multă ușurință în piața Mihai Viteazu. De câte am înțeles, trupul lui Mihai Viteazu a fost înmormântat, sau mă rog, îngropat la Mănăstirea Dealu? Nu, doar capul. Doar capul? Doar capul, da. Capul a fost luat de... Trupul a fost înmormântat la Turda, acolo unde a fost omorât, pe câmpile Turzei. Dar capul a fost luat de către unul din boierii care l-au trădat, ca dovadă că a fost omorât. Să-și primească șpaga pentru care... A fost, da, l-au trădat. Pentru care l-a trădat, da. Și a fost adus aici ca dovadă că a fost omorât. Și depus la, după, de către niște servitori loiali, la Mănăstirea Dealu, unde se găsește și astăzi. Bistruși! Ciu-ciu-a, 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 wa-wa, ciu-ciu-a, 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 wa-wa. E cald, Tomita? E super cald. Deci dacă veniți în vacanță sau sunteți în trecere pe aici și vreți să vizitați ceva, încercați să vă organizați după amiază, spre seară sau dimineața, fiindcă căldura e moleșitoare în altceva. Ceasul care cândva era la gara. Deci după ceasul ăsta, când acum zeci de ani, călătorii își programau plecările, sosirile. După el plecau trenurile. Ok. Cam dirija circulația feroviară. Cred că ai avea șansă să fii ghid pe aici așa. Păi am lucrat o perioadă. Și așa ceva. Zici că e o ciupercuță. Și ghici ce? Îți poate încărca telefonul aici. Și probabil nu doar asta. Cum era să te la ea? Cum era să fără, Tony? Ia. Uite mai apropie. Ah. Deci în față avem casa de căsătorie și în față, în partea stângă, pardon, primăria. Înființată în 1897. Familia Popa, zâmbiți!
Valestea nu zic că ea e Hoțescu și ea e Mihalache. Așa că noi două suntem originale aici. Ai greșit. Originalele sunt pe partea cealaltă. Aoleu, aoleu. Nu-i de glumă cu femeile astea, mă. Ga, 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 ga. Hai pe tu, ia. Ce mă uimește faptul că sunt o grămadă de cizmele. Vedeți? Ha. Și apoi destul de... Adică e grozav apa. Trebuie să facă tu și ceva. Păi dar ai muzică pe fundare, eu trebuie să mă mic mereu. Dar e cald, se mișcă la mine. Să mergi printre golfiște să vizitezi e ca și cum ai merge într-un muzeu în aer liber. Atât de multe lucruri fascinante găsiți aici. Uite-l și pe Vlad. Vedeți de ce am spus că mergând printre golfiște la pas e ca și cum mergem într-un muzeu în aer liber. Casa Fusea, muzeul de artă, muzeul de istorie, fix pe aceeași stradă în care găsiți Curtea Domnească și Turnul Chindiei. Iar între muzeul de istorie și muzeul de artă, pe acea cărare veți găsi muzeul de poliție, unic chiar în, în România. De aici ai biletele? Aici. Andra. 15 lei intrarea. Dumnezeu faci, mă. În biserică dansezi. Deci vrei să zici că clopotnița asta, adică clopotul ăsta a fost în... Da, pentru o perioadă, imediat după construcție, undeva pe la 1880, s-a construit clopotnița respectivă, a fost acolo. La Mitropolie. La Mitropolie, da, unde ai filmat acolo, la Mitropolie. Uh-huh. Care tataia știe ce se întâmplă. Tataia, ce se întâmplă? Eu, ce de bănuți! Jumate mergeau pe conia, jumate mergeau pe obiecte de întreținere curții domnești. De ce? Detergenți, tot felul de ce e nevoie pe aici. Deci, ce avem aici, tataia? Piatra de mământ a domniției Elina, soția lui Matei Basarab. Și a rămas aici? Da. Și aici este un citat scris chiar de către Matei Basarab. Asta a fost pusă de Constantin pentru Guvernul. Și aici, dacă te uiți pe partea asta, o să-l vezi pe... Da, că nu mai văd. Constantin, pictorul. Este autoportretul pictorului, aici. Ok. Imaginea care reprezintă înălțarea, Iisus se vede că se înalță cu o rachetă. Uite, mă! Bine, asta e de tot. Da, nu pare a fi o rachetă? Ai putea spune, dar e interpretat ca un fel de spirit, ca o energie, ceva. Ia, dar ce? Ce aici, asta, o să vezi, crezi că datând din 1597, din vremea lui Mihai Viteazu. Toată partea asta este făcută din vremea lui Mihai Viteazu. Imediat după ce s-a încoronat domnitor, că aici s-a încoronat domnitor, de fapt aici au fost încoronați 28 de domnitori.
în biserica asta. Prea multă informație dintr-o dată. 33. Printr-o galerie suspendată cu dormitoarele domnești. Galeria asta, balconul ăsta? Da. Ei se trezeau din pat, se ridicau din pat, veneau pe balcon și asistau la slujba dimineții. Mă, dar ce tare! Ca să nu mai confortească prin toți, prin da, toți opușii, că aia miroseau la transpirație. Confort, corect. Ce, nu s-a pierdut pălăria? Până acolo este făcut special pentru copiii domnitorului, se poate asista și ei la... Fereastra aia micuță. Da. Se poate asista la... Uite, mă, vezi de ce l-am luat pe tătaia. Tătaia știe multe. Da, dar îmi place că e lipit cu cuși pe acolo. Dar bâta baltă. Am făcut-o domânească. Din care 1800 cât este acest... această sculptură minunată. Nu, de aici pornesc, în mod normal, ar trebui să pornească, că mi-a plătit ca să pornească. Ce să pornească? Imagini. Ah, imagini. Păi de-ai scoasă de bubiză. Uite cum le-ai scoasă. Bă. Scena reprezentativă? E o premoniție. Știi cine este acolo? Copilul la care urmează să fie tăiat este, reprezintă încercarea la care a fost supus Moise, când s-a spus să-și omoare copilul dacă... Dar știi cine este acolo? Ștefănuț, fiul lui Constantin Brâncoveanu. Ștefănuț! Păi și-a fost? Și e ca o premoniție. A, ok. Pentru că el a fost ucis în prăvăsta. În Turcia. Păi, n-a fost. Aici este... Brâncoveanu sau ăsta? Nu, ba nu, este... Nici acel bătrân, este... Și Brâncoveanu e în stânga, nu? Constantin Brâncoveanu. Primul și ultimul domnitor al... care a rezidat la Târgoviște. Știu. Și ei sunt ceilalți domnitori care au participat. De ce zic că nu cred că e o reprezentare a Ordinului Dragonului? Fiindcă înainte doctorii purtau astfel de mască, înțelegi? Pentru buba bubonică și tot felul de boli. Nu, este, știi? O reprezentare modernă, o reprezentare artistică, nu e... Stau cu Sam Daniel, peripatonic. Și aici sunt bani? Da. Sunt multe zone din astea. Mai ești la... Spănesc că... Intră cineva după ei să-i adune la un moment dat. Logic, uite acolo, funicuietoare. Mamă, ce răcoare aici. Cât de bine este, frate. Astea sunt beciurile sau? Da, cramele domnești, care au funcționat mult timp și ca închisoare. Aici? Da. Bine, că nu ajunge aici orice prizonier, orice... A, ok, doar e important. Băia șmecherii, spionaj... Dacă venea un sol care nu convenea domnitorului... A, și băga aici, dacă... Băga aici, până când se reglau treburile. Da, și prima dată când te uiți la ea, pare spăzătoare. Adică poți să-ți prinzi asta de gât, să te bagi și undeva în roșie. Da, e de fapt aia de fântână. Adică pui aici găleata și dai la manivele, tată, că așa e la țară. Exact. Din poziția asta, pornea un tunel, okay, care ieșea în chiriile pe care le filmați prima dată la Mitropolie. Eu mă auzit că ar fi un tunel de acolo, de la Mitropolie până aici. Alea legende. Ah, asta azi. Este adevăr. De aici pornea până acolo și mai era un tunel care pornea din spate, pe sub Ialomiță, primul tunel care s-a făcut pe sub un râu vreodată în lume și ajungea la Mănăstirea Dealului. Erau tunele de retragere în caz de forță majoră, în cazul în care curtea era asediată și nu se putea, da, se retrăgeau pe aici și organizau armata și vreau... Uite că mai duce încolo, vezi? Da. Deci aici erau 80 ceva de metri și în partea cealaltă, pornind de lângă băile domnești, era un tunel care avea 4 km și trecea inclusiv pe sorul Ialomița. Singurul lucru care nu-mi place e că e prea gol. Și... nu au lăsat și ei nimica sau n-au amenajat ceva. În jurul anului 1700 s-a construit această cupolă care unește cele două case domnești. Casa care o vedem în stânga, construită de Mircea cel Bătrân la 1386 și casa construită de Petru cel
la 1585. Am înțeles că toată zona asta, după ce a fost părăsită, a intrat în ruine și oamenii au început să ia din efectiv din cărămida lui. Da, din toate materialele, lemn, cărămidă, toate s-au folosit la case private. Sunt dovezi, sunt case din centru vechi care încă se văd cărămizi cu ștanța curții domnești. Ce nasol, zici că s-au mâncat între ei, știi? Asta practic e... s-a dorit ca curtea asta domnească să dispară definitiv, pentru că ea a ajuns aici strategic. Mircea cel Bătrân, când a ales acest loc, era obligat să mute capitala de la curtea de Argeș la un oraș de câmpie, la alegerea lui. El, retrăgându-se după bătălia de la Robine, a ajuns aici în orașul ăsta, un orașel de hanuri și de pauză de târgoveți, pești, treceau târgoveții brașoveni care făceau comerț cu zona Asiei. Și de acolo și ei se opreau, făceau o pauză, plecau mai departe și vindeau din marfă, cumpărau altă marfă. Și de acolo și vine și numele de târgoviște, de la târgoviți. Da, de la târgoveții respectivi. Iar Mircea cel Bătrân, fiind obligat să aleagă un oraș de câmpie, a găsit acest oraș care se afla între două râuri, între râul Dâmbovița și râul Ialomița. Wow, ce a făcut? Domnul Tony are o criză. Păi ia să-ți urmă în brațe, man. Ai văzut? Ia! Ai văzut de-a lumea? Cada Foarte puțin a mai rămas din ce era. Da. Ia uite, asta unde duce? În jos? E intrarea în tunelul unde ai fost. Ah. În beciuri. Și ieșirea către poarta vânătorilor, pe unde mergeau domnitorii la vânătoare, în zăvoiul din jurul Ialomiței. Păi și nu e aici așa și băile domnești? Ba da, băile domnești sunt aici, se văd. Înțeles că veneau pe o scară de lemn. Da. Coborau pe o scară de lemn. Era o scară de lemn care cobora în genul ăsta. Și ajungeau la băile domnești de acolo, care prima parte, băile romane și băile turcești. Ale romane sunt oare de pe timpul romanilor? Nu, sunt din vremea lui Matei Basarab, dar acesta studiind la Veneția arhitectura. A preluat de acolo. A preluat de acolo tipul de construcție de băi romane. Iar arhitectul principal al palatului care a făcut zidul de împrejmuire și structura de apărare, inclusiv șanțul și valul cetății, a studiat la Constantinopol și de acolo a preluat băile turcești. Deci aici jos alte închisori? Alte închisori. Și asta era doar așa, ca gură de aerisire? Da, da, accesul se făcea pe jos. Băi, e foarte, foarte multă istorie aici. Aici sunt dormitoarele servitorilor. Aici? În această parte, da, a clădirii. Iar deasupra erau dormitoarele domnești. În partea deci de mai etaj. Erau un nivel? Da, da. În partea de etaj erau dormitoarele domnești. Deci a fost mare lucru. Da, a fost imensă. Deci concura cu Viena, concura cu Constantinopol, concura cu Roma, concura cu marile capitale europene din vremea respectivă. Da, aici observăm că se ducea încă un nivel în sus. Iar deasupra acelui nivel mai era încă un nivel numit de atac, doar pentru oaspeți importanți. Ia uite aici ce nu a mai rămas decât... Uite, se vede inclusiv tencuiala vechi. Da. Un pic aici, acolo în colț. Ți-ai amintești când ți-am povestit în biserică despre acel tunel care, unde domnitorii veneau și asistau la slujbă? A și intrarea, pe acolo? Da, care făcea legătura direct cu domnitorile domnești pe la etaj. Ce? Cât de silnici erau, băi, frate! Ca să nu mai coboare să o ia... Nu era vorba de silnicie, era vorba de a nu amesteca rangurile. De a nu intra în rândul oamenilor de rând. Deci stai, deci vrei să spui că nu era vorba de silnicie faptul că au scurtat drumul și a să ajungă în altar mai repede, nu? Acolo nu, era doar pentru a nu se amesteca între oamenii de rând. Mulți dintre ei erau foarte paranoici, le era teamă să nu fie uciși, să nu fie... Și pentru siguranță, pentru a nu se amesteca cu oamenii de rând, aveau intrări separate. Doar puțini aveau acces la dormitoarele domnești, doar puțini aveau acces la acel balcon.
da, care nu avea această scară de coborâre, a fost adăugată mult mai târziu, undeva în timp Panariot. Deci el se termina undeva acolo, nu avea scară de coborâre, veneau acolo, se s-au ajuns, se rugau. După care se întorceau acasă. Foarte rău. Nici, deci chiar dacă nu l-aveam pe tătaia, aproape chiar n-aș fi știut toate lucrurile astea. În plus, este un iubitor al, da, al istoriei. Îmi place, mai ales Sevul Mediu. Și mie, și mie îmi place istoria, că dacă fără istorie, efectiv am fi nimic. Nu e viitor? Știi? Fiindcă de acolo poți învăța și trage niște concluzii despre prezent sau viitor. Fără istorie nu e viitor, clar. Da. Cât de gros zidul. Și nu știu ce mortal foloseau. E super dur. Aceasta este o fereastră săpată în timpul lui Constantin Brugomenu, care ilumina sala tronului, care se vede acolo jos. Deci acolo se luau toate deciziile, absolut orice decizie se lua despre politica internă, externă, comerț și tot se lua aici, inclusiv judecata marilor boieri. Era un fel de tribunal. Doamna Tani! Ai venit cu tata aia la turnul când iei, mă? Pac! Dar ce scară! Dracula Vodă! Eu știam că îl cheamă Vlad... Vlad Dracul. Dracul, eu știam de Dacul. Dracul, de la Ordinul Dragonului. Și era reprezentant al unui ordin select, al nobililor europeni, Ordinul Dragonului. Ceva în genul cum este astăzi masoneria. Asta e... costumație? Mai mult vreme, pe vremea lui Vladimirescu. Deci așa erau îmbrăcați soldați cu Vladimirescu? Cam așa. La etajul 2, nimic, doar niște placarde. A adunat toți bolnavii de ciumă și de holeră din țara românească, undeva pe la 1458. Și i-a înșirat pe drumul Țepei, cum este cunoscut astăzi, undeva deasupra care deține natale de Lucie. I-a înșirat pe acolo, pentru că pe acolo veneau turcii, înainte să treacă Dâmbovița. Ei erau obligați să campeze undeva înainte de trecerea Râmului Dâmbovița, pentru a putea ataca cetatea. Și trecând printre ei, majoritatea turcilor s-au îmbolnăvit de ciumă, de holeră, au început să simtă simptomele și s-au fugit, s-au speriat. Da, au avea niște tactici foarte interesante. Da, păi. Ce e perioada primei instaurări? Da. Da, băi, Toni, uite, vezi că așa era denumită înainte, Valahia. Doar zona asta, regiunea asta era denumită Valahia sau toată România? Nu, toată zona înainte, deci până la Buzău, sub dealurile Brașovului, unde începea Ardealul. Deci toată zona, Oltenia, adică... Oltenia, inclusiv în... Adică țara românească când era înainte, da, fără Transilvania și Moldova. Fără Transilvania, fără Moldova și fără Dobrogea. Dobrogea a fost adăugată undeva la 1650. Și după 4 etaje și 128 de trepte, ajungem în sfârșit și în vârful turnului Chindia. Băi, ce marfă se vede! Tot orașul, curtea domnească, uite și stadionul, aveți și stadion acolo. Da. Stadionul echipei Chindia. Tot orașul se vede aici. Deci în față avem întreg orașul. Și
și în spate munții Leota. Super, super tare. Se vede foarte, foarte mișto de aici. Iar tot ce vedeți aici, împădurit, este parcul Chindia. Înălțimea turnului, care este 28 de metri și 50 de centimetri la nivelul crânului, adică aici, are 28 de metri și 50 de centimetri și la vremea respectivă era deasupra tuturor clădirilor, era cea mai înaltă clădire din toată zona. Și el păcea să fie ca un extraordinar punct de observație, dar și de apărare. Deci turnul era folosit ca punct de observare. Da, și ca un fel de capăt de telegraf. Adică de la drumurile se făceau niște turnuri din loc în loc. Cum funcționa faza asta ca telegraf? De la Dunăre se făceau niște turnuri din loc în loc, deasupra cărora se punea paie, lemne și obiecte combustibile în general. Așa. În momentul în care turcul ajungea la Dunăre, se aprindeau acele paie la primul turn, cel din al doilea turn vedea că s-a aprins focul la primul turn, îl aprindea și el și tot așa în câteva minute, chiar o oră. Până aici la curtea dumneavoastră. Până aici la curtea dumneavoastră. Ajungea vestea aici că turcul este acolo. Uh-huh. Ceea ce le dădea timp, bănuiesc, ca să strângă o armată și să riposteze mult mai repede. Turcilor le lua ceva timp până ajungeau aici, așa, deci era o cale super rapidă de a comunica. Ajungea vestea chiar cu săptămâni înainte de a ajunge armata turcă. Exact. Cu otrăvirea pântânilor, ceea ce este un fals grosolan cu otrăvirea pântânilor. Cum se otrăveau pântânile? Se puneau bucăți de șuncă pe ghizurile fântânii, pe marginea fântânii. Cum știu? Bucăți de șuncă de porc. Era suficientă. Și se otrăveau chestia asta? Nu otrăvea, dar pentru tuci era o travă. Aaaa. Ei fiind musulmani și neavând voie să se... Pentru că mulți au zis, băi, dar dacă otrăveau fântânile ăia, plecau noi, rămâneam sănătate curată. Dar nu era chiar așa. O otrăveau simbolic. Pentru musulmani, șunca de porc era... Uite ce chestie. Ei chiar n-aveau voie să se atingă de așa ceva și nu mai beau apă din fântânile respective și trebuia să facă o grămadă de drumuri să scare apă din râuri, din... Ce chestie, n-aveam apar. Chiar nu știam de fapt, credeam că chiar le otrăvesc. Nu, dar nu, îți dai seama că oamenii ăștia nu erau atât de tâmpiți să-și otrăvească fântânile ca ei să rămână după aia aici. Îți mulțumesc, tătaie, că ne-ai fost ghid. Mi-a făcut plăcere. În această... Asta un noroc aici. Aia, scuze, nu te-am, eram cu ochii la... Mulțumesc că ne-ai fost ghid astăzi. Chiar mă bucur că ai venit cu noi și ne-ai oferit atât de multe informații valoroase. Da? Și am ajuns în sfârșit și în sala tronului. Aici se luau majoritatea deciziilor. Gașca e undeva afară, se răcoresc la umbră. E de înțeles, fiindcă e super cald afară. Din câte am înțeles, aici ar fi trebuit să fie o galerie cu obiecte de artă, cu armuri și așa mai departe, dar văd că le-au scos și au lăsat doar panourile astea cu imagini. Dezamăgitor, cumva, dar cel puțin încă mai putem să ne imaginăm cum ar fi fost atmosfera aia de atunci, știi? Din timpurile străvechi. Și cum aici veneau domnitorii și luau cele mai importante decizii. Vă puteți imagina asta? Salut! Salut! Acest episod a fost realizat anul trecut cu ajutorul bunicului nostru Popa Marus, pe care îl salutăm. Salut și tu pe tătaia! Salut, tătaie! Super! Datorită faptului că nu am mai avut posibilitatea să merg în această zonă, au rămas foarte multe obiective turistice sau locuri de vizitat pe care nu am mai apucat să le mai filmez. Dar poate voi le treceți pe listă. Uite câteva dintre ele. Călătoria voastră poate continua de la Curtea Dumnească și Turnul Chindiei spre Parcul Chindiei, unde te poți simți ceva mai aproape de natură. Poți să te plimbi pe sub răcoarea pomilor vara, poți admira Aleea Domnitorilor, ieși cu patrupedul, cu bicicleta sau pur și simplu alerga în jurul lacului. Puteți să vă dați cu bărcuțele și admira broscuțele zestoase de pe malul lacului. Există chiar și un spațiu amenajat
special dacă vrei să faci puțină mișcare în aer liber. Sau cei mici se pot bucura de locușorul lor de joacă. Tot în parcul Chindia există și una dintre cele mai vechi grădini zoologice din România, pe care noi am avut ocazia să o vizităm anul trecut, pe când piciul era mai mic, și să văd urși atât de aproape a fost o experiență unică pentru mine. Iar când simți că soarele te topește efectiv, poți să alegi să te răcorești la piscină sau pur și simplu să te bronzezi pe șeslong pe o plajă amenajată la complexul turistic de natație Târgoviște, unde noi ne-am distrat maxim în topoganele cu apă, creind amintiri noi alături de cel mic. Pe lângă atracțiile turistice văzute, se adaugă și Mănăstirea Dealu, unde este îngropat capul lui Mihai Viteazul și unde aveți parte de o panoramă superbă asupra orașului Târgoviște. Iar pentru iubitorii de istorie, artă, etc., Târgoviște e plin de muzee. Muzeul Național al Poliției, Muzeul de Istorie al Tiparului și al Cărții Vechi Românești, Muzeul Evoluției Omului și al Tehnologiei, Muzeul Scriitorilor, Casa Domniței Balaș, Casa Atelier Gheorghe Pătrașcu, iar la câțiva kilometri depărtare avem Casa Memorială a lui Ion Luca Caragiale, Poarta Bucureștilor și lista poate continua. Un lucru care aș fi vrut să filmez cu ardoare în Târgoviște este locul unde au fost executați soții Ceaușescu și unde acum, de câțiva ani, a fost creat un mic muzeu al comunismului. Iar aici, spre sfârșit de seară, ne adunăm cu toții să le urăm vacanță plăcută dragilor noștri bunici care au plecat în vacanța lor romantică.